Salut! Episodul ăsta consumi ceva foarte șmecher, din părerea mea, pentru că nu am văzut pe nimeni să construiască așa ceva și poate vă întrebați despre ce este vorba. Bine, ați văzut în thumbnail, așa că dăm safe, da? Mergem pe serverul ăsta și cum știți, serverul ăsta e cel mai insane joc să te joci Skywars. Gen, dacă vrei să te joci Skywars, te joci Skywars și e foarte șmecher Skywars, nu? Și în acest episod, cum puteți observa, da, e la pixel, nu e Hypixel. O să facem o mapă de Skywars, pentru că așa m-am gândit eu și părerea mea că ar fi destul de interesant. Acel băiat a dat disconnect, același lucru o să fac și eu. Ok, acum că am revenit înapoi pe harta noastră, trebuie să ne apucăm să strângem materiale, pentru că o să necesite de vreo 6 șulcăre pline de stone, doar stone. Vreo încă 6 de teracota sau ceva de genul, 3 sau 4, 4 sau 5 șulcăre de teracota. Ne mai trebuie și sand, red sand, și acela mă duc eu imediat, stau 5 minute și fac cele un șulcăr plin, pentru că avem nevoie de un șulcăr și puțin, și mă duc la dublificator să nu stau, oricum nu cred că am unde să găsesc atâta sand, red sand. Iau 7-9 bucăți, pun dublificatorul, pa pa pa, 15 minute avem totul. Ne trebuie acacia, trebuie să ne ducem să facem mult acacia, cam direct de treabă, pentru că e de lucru, domne, e de lucru și o să fie șmecher rău, părerea mea. Așa că hai să ne apucăm de strâns toate materialele.
Bă. Uitați-vă și voi cât de jeg e obiectul ăsta, da? Acum e o filmare pornită, da? Aceasta e filmarea pe care vorbesc în momentul de față. Ei bine, eu tocmai ce am filmat, ăsta e al doilea obiect, da? Care vreau să se oprească această filmare. Nu se oprește, există un bug la Discord-ul, la obiectul ăsta, care dau stop la filmare și nu se oprește, frate. Și stă așa 30 de minute și tot nu se oprească, că am stat odată, chiar am stat o oră și ceva și tot nu s-a închis. Singurul lucru ce aș putea să fac acum e să fac asta și să dau yes. Și filmarea pe care am filmat-o a fost degeaba. Și despre ce era această filmare, poate vă întrebați. Ei bine, uitați și voi. Am bătut și eu 3 de ăștia. 3 șmecheri de ăștia. Plus de asta v-am arătat insula. V-am arătat insula de acolo, da? V-am arătat skywatch-ul pe care am făcut-o. Și ce să vezi și să lucrezi. Păcă mi-aș piciură, mă, inel de obiesu. N-ai pomeni, mă, așa ceva. Îmi bătaie de joc, mă. Păi, chiar bătaie de joc, mă, obiesul ăsta, câteodată. În fine, hai să o luăm de la cap, nu? De ce eu nu mai înțeleg, da? Acum mi-a apărat asta cum e aici și am zis, bă, ce căcat, eu am închis obiesul. Am intrat aici, l-am închis, l-am căutat, l-am închis și am văzut că merge filmarea, da? Filmarea este, dar păcat că nu este toată. Gen, după ce m-am pregătit să mă duc să bat, bătălia cu gardienii nu s-a văzut. Așa că, hai, mergi mai puțin. Și aceasta este construcția. Este fix lângă partea noastră de hartă. Am ales această hartă pentru că aveam de mai multe hărți de ales. Dar părerea mea. Dar am ales-o pe asta pentru că am ales-o pe asta. N-am chiar motiv să zic de ce am ales-o pe asta. Asta mi-a venit, asta am vrut să o fac, asta am făcut. Este full copie, gen harta, nu este un detaliu care să nu fie la fel. Bine, singurul detaliu care nu este la fel este minereurile, pentru că nu am diamante, nu am iron și inițial vreau să pun niște cupru cu niște blocuri de emerald, dar am zis și nu mai. Mai bine las până fac rost și când o să fac rost o să le pun. Așa cum puteți observa, sunt la fiecare parte e gol, aici trebuie să vină diamante. Încă nu am diamante ori și le-am lăsat cu găuri. Astea goale. O să le umplu, o să le umplu, dar o să vă zic și cu ce imediat. Dar stați să pun niște. Sperăm să nu fie. Da, fix ce nu vreau să fie ăla cu ăla a fost. Ok, plec să despawneze 10 ancurile. Repede. Și acum pun torțe până când nu o să fac eu toți mobii, pentru că nu vreau să am mai mulți mobi. Și punem toate blocurile. Blocul ăsta, nu știu unde l-am luat, cred că de jos, de acolo unde e găurica. Dar măcar acum este umplut și ce mai trebuie noi să facem? Mai punem așa 2-3 torțe pe aici ca să nu se spawneze alți mobi, pentru că nu vrem acest lucru. Și am aici o casă cu House Prisma și adică, de ce am dat numele asta, vă dați seama că e casă. Și e cu prismarin. Eu n-am deloc prismarin. Am găsit un templu, am făcut portal, că am avut nevoie de 4, de fapt nu, am avut nevoie la raid, la ferma de raiduri, am avut nevoie de lanterne de alea, Silenter. Și ce am făcut? M-am dus și am ciorit de acolo, până și 5-6 și am băgat două bucăți de lapte ca să stea de mining fatigul ăla. Dar da, în episodul ăsta vreau să mă duc să mai fac rost și de, să fac o fermă. Mă duc să bat toți mecherii de acolo și da, de data asta vă dați seama că suntem pregătiți și am băgat și un mod. Modul este na, să văd șulcăre. De data asta o să stau cu totemele în mână. Păi, eu vreau să mă duc să fac rost de niște materiale. Vreau să fac și rost de niște materiale și pentru asta am nevoie de o carte de Frostbite. Nu mai pot. Nu mai pot, domne, să merg pe sen, pe Sol Sendola și să merg ca tataia. 15 nivele! Măcar acum am și mai repede pe Solspit. Doamne ajută. Asta sunt materiale și mai avem nevoie de vreo 15, 13, 14 stacuri de.
Ok, asta e și ce se întâmplă în Nether. O grămadă cufere, cum puteți să observați. Aici mai trebuie să pun niște cufere. Pare că ajungi și pe aici. Câteva blocuri. Oricum, e decent cât am stat afară, adică n-am stat foarte mult. Cred că am stat jumătate de oră. S-au făcut ceva. Dacă stau aici 2-3 ore, se umplu 5 chesturi de-astea înălțime, zic eu. Dar, da, cam asta a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă mai aveți episoade în continuare. Iar noi, desigur, o să ne auzim pe data viitoare. Salut!